Să știți că nu mă aflu la o grădină botanică, ci sunt în Sera Olgăi Mocan din orașul Sângera, municipiul Chișinău. Femeia are peste 3000 de exemplare de cactus. Cum trebuie îngrijite aceste plante suculente, dar și ce secrete se ascund în spatele ghimpilor, aflăm în continuare. Totul a început de la sine câțiva cactus pe geam, până am florit. Prima dată până am florit. Pe urmă deja a apărut deja dorința de a avea alte culori, alte forme și încet și ora a crescut până la așa o colecție imensă și nu se oprește aici. De mai bine de 25 de ani se simte bine înconjurată de o sumedenie de plante. Îngrijirea lor este mai mult decât o terapie de suflet. Dimineața prima ce fac vin cu cafeaua în seră la cactus. Poți să-i privești zilnic și ore în șir. Și este nevoie de a merge printre ei și a examina fiecare cactus în parte. Poate să apară boli, insecte, paraziți diferiți, de aceea are nevoie și de îngrijire specială, tratamente și așa mai departe. Penseta este un instrument de nelipsit în îngrijirea cactusilor. Cu ajutorul acesteia sunt îndepărtate florile uscate sau frunzele și nu doar fiecare specie, dar fiecare exemplar pentru ea este deosebit. În primul rând, diferența între dânsii este forma florii, durata de înflorire, forma țepelor, chiar și ca dimensiune sunt foarte diferiți. Avem cactus de dimensiuni foarte mici și avem cactus de dimensiuni mai mari. Doamna Olga poate vorbi la nesfârșit despre farmecul acestor flori cu ghimbi. Este un cactus Mamillaria luteii, sunt de aceeași vârstă. Acesta micuț crește pe rădăcine proprii, acesta este altoid. Și dacă vedem după dimensiune, eu cred că se vede foarte bine că diferă foarte mult. Durata înfloririi poate să fie 5-6 zile. Sunt cactuși solitari, am vedere că ei nu fac copii, nu fac pui pe aceste plante, se mulțesc doar din semințe și înfloresc foarte des, înfloresc tot parcursul întregului sezon, din primăvară, din luna aprilie, până toamna, până îi ducem la hibernare. Aici avem o Rebuția flavista, care deja a înflorit anul acesta o dată, dacă ne uităm bine, vedem butoane uscate, și mai înflorește încă o dată. Durata înfloririi este de 3-4 zile de fiecare dată când vrea să înflorească. Pe lângă frumusețea pe care o oferă florile acestor cactuși, mirosul acestora este îmbătător. În impresionanta ei colecție, cu peste 250 de specii și varietăți, are doar cactuși care înfloresc. Din luna aprilie până în luna noiembrie este perioada lor de vegetație și chiar și înflorit, de creștere, înflorire și este o perioadă de stagnare atunci când este caniculă. În luna august, iulie și august, când e perioada foarte caldă, au o perioadă de stagnare și apoi când se răcorește, la fel începe mai departe să crească, să înflorească. Pentru aceste plante contează foarte mult mediul în care cresc. Soarele. Dacă cactusul nu are soare, nu va crește corespunzător, nu va înflori și nu va arăta ca aspect frumos. Pentru că o plantă sănătoasă trebuie să aibă condițiile necesare. Cred că sunt unele din plantele cel mai rezistente, pentru că pot să reziste fără a fi udate și poate cred că și pe timp de caniculă și o lună de zile, nu este o problemă. Da, ei pot să se strângă puțin, să deshidrateze, dar nu pierd. Dar trebuie să aibă și un ghiveci pe potrivă. Dacă planta este mică, este nevoie să fie sădit într-un ghiveci mic. Dacă planta este mai mare, deja are nevoie de ghiveci corespunzător mai mare. Și ghivecile mai mici se udă odată la 5 zile, odată în săptămână, ghivecile mai mari odată în săptămână, odată la 10 zile. Iar înmulțirea lor se face după anumite rigori. Cu un cuțit, atent, îl tăiem de pe planta mama. Așa. În felul acesta, nu-i sădim și nu-i punem cumva în apă. Pur și simplu îi punem într-un loc, undeva, într-o cutie,
până formează rădăcini. Atunci când apar rădăcinile, atunci abia îl sădim. Femeia spune că nu se va opri la aceste 3000 de exemplare. Ne străduim să apară ceva nou în colecție. Și e normal că trebuie să facem loc pentru plante noi. Și de ce? Mai fiind mai tăruim, în Germania sunt foarte mulți colecționeri care vând plante de cu mai prețioase, care eu nu le am încă, și să măresc colecția. Le schimbăm cu plante mai frumoase, mai de soi. Olga Mocan participă la târguri și expoziții unde promovează bunele practici în cultivarea cactușilor.